Comăneci vrea ca România să se bucure de o nouă generație de gimnaste de 10 și încearcă să facă ceea ce statul român nu reușește. Pe modelul american a deschis acum 2 ani o sală de antrenamente unde, speră ea, antrenorii vor descoperi noi talente în gimnastica românească. De fiecare dată când ajunge în țară, își face timp și îi vizitează pe micii sportivi. Cum te cheamă pe tine? Maria. Și câți ani ai tu? 5 ani și 3 luni. Și de cât timp vii tu aici la sală, la Nadia? Uit. Și cum ești? Ce faci tu aici? Fac gimnastică. Îți place gimnastică? Uh-huh. Pe Nadia o știi? Pe Nadia Comăneci o cunoști? Da. De ce îți place de ea? Pentru că ești cea mai mare gimnastă. Cum te cheamă pe tine? Maria. Și câți ani ai tu? 4 ani. 4 ani, ușor. Și de cât timp faci tu gimnastică? De 80 de ani. De cât? De 80 de ani. De 80 de ani? Nu cred așa ceva. Ba da. Wow. Cine este doamna care a venit să vă vadă la antrenament astăzi? Nu știu. Cum o cheamă? Nadia Comăneci? Da. O știi? Știi că a fost o mare gimnastă? E acolo pe perete, nu? Da? Acolo pe până. Acolo este Nadia, nu? Ce-ți place ție aici în sală? Ce faci tu aici în sală? Mi-e place până. În programul de inițiere în gimnastică și educație fizică de la Gimnadia sunt înscriși copii cu vârste între 2 și 6 ani. Mândră că are deja 2 anișori această bază. Da, sunt mândră și am câțiva pacienți care sunt aici de la început și înțeleg că acest număr crește. Ar fi frumos să avem sute de proiecte și acțiuni de acest gen și locuri în care putem să desfășurăm activitatea pentru acești copii. Nadia a vorbit și despre fiul său, Dylan, care începe să fie din ce în ce mai pasionat de gimnastică. Dylan, cum se descurcă? La bară a făcut ceva de care se chinuie vreo 2 luni și mă bucur enorm. Mi-a spus că abia așteaptă să revin să-mi arate. Cea mai bună gimnastă a României nu își ascunde dezamăgirea când vine vorba despre Jocurile Olimpice de la Tokyo, unde vom fi reprezentați doar de 2 sportivi, Maria Îndrăgulescu și Maria Holbură. Semnalul de alarmă a fost deja tras la Rio. Aici a continuat, cum să spun eu, în jos, da? Mai jos decât atât nu avem unde să ne ducem. Deci mă bucur pentru Marian, am și vorbit cu el, i-am spus trebuie să ai grijă ca să rămâi sănătos. Pentru că la vârsta lui nu poate să facă prea multă repetiție, totuși faptul că el concurează cu campionii de o vârstă la jumătate a vârstei lui, este ceva incredibil. De altfel, Nadia Comăneci, alături de Simona Halep, Ilie Năstase, Camelia Potec și Gabi Sabo, au cerut mai mulți bani și mai multă implicare din partea autorităților pentru sprijinirea sportului românesc.